Bună ziua, dragi telespectatori! Suntem în județul Vâlcea, chiar în instituția prefectului. Stăm de vorbă cu domnul prefect, nou numit pe curând, domnul Dumitru Cornoiu, Dumitru Nicu Cornoiu, da. Domnul prefect. Bine v-am găsit! Bine ați venit sau revenit pe meleagurile vâlcene și sper să fie și de data aceasta o întâlnire care să ne pună în evidență relațiile bune cu Olt și cu dumneavoastră ca firmă de comunicare, care o văd în dezvoltare în relația cu Vâlcea și cred eu că fiecare dintre noi trebuie să facem efortul de a aduce către cetățeni mesaje pragmatice, necesare și oportune în momentul de față. Domnule prefect, sunteți numite două săptămâni în această funcție, dar din câte am auzit, dumneavoastră deja ați ținut de două ori audiențe. Cu ce probleme vin oamenii la dumneavoastră? Că Vâlcea nu este ca Oltul. Vâlcea este un județ frumos, care are locuri de muncă, binecuvântat de Dumnezeu, cu păduri, cu munți, cu ape bune, cu de toate. Ce probleme au oamenii? Diverse și vin la noi în speranța de a le rezolva, și normal că altfel n-ar veni. În general, conflictele sunt pe această dominantă de punere în posesie a unor proprietăți pe care oamenii legal le-au dobândit sau transferat către ei datorită faptului că au fost ale părinților lor. Sunt probleme care unele constat că nu au fost rezolvate prin respectarea legii și îi îndreptăm în continuare. Devenim o celulă de consultanță la urma urmei în fața clientului, în fața cetățeanului și le precizăm căile de atac prin care pot să dobândească ceea ce își doresc. Pentru că noi nu suntem ultima instanță care hotărăște punerea în posesie decât pe un sistem fără litigii. Un sistem ordonat în relația cu administrațiile locale și care are o anumită procedură precizată bine în lege și pe care cei care sunt îndreptățiți să o folosească, o folosesc de mult timp. Litigii au existat și vor exista. Dimensiunea de implicare a noastră ca structuri guvernamentale este aceea de a rezolva ceea ce din punct de vedere legal putem rezolva. Și vreau să vă spun că am o echipă de oameni competenți care vin cu o expertiză de mult, de 20 de ani, și care reușesc să deconflictualizeze lucrul care e esențial pentru mine, relația cu cetățeanul. Să punem oamenii într-o relație de comunicare directă și sinceră și care să ducă la dezvoltarea comportamentului comunității, nu la obstrucționarea lui sau la fapte negative, agresivități vis-a-vis conducerea comunității de om și omul față de conducere. Domnule prefect, faptul că dumneavoastră ați fost și ministru secretar de stat și cu intermitențe și director al Agenției de Șomaj Vâlcea, vă ajută în relațiile cu oamenii, pentru că consideră... Probabil cel mai mult în transferabilitatea activității mele mă ajută experiența care am dobândit-o în relația cu oamenii care își caută un loc de muncă și și-au căutat un loc de muncă pe teritoriul Vâlcea. Am fost aproape 15 ani de zile director al Agenției de Ocupare a Forței de Muncă pe Vâlcea, cu mici perioade din acestea. Când a fost numit, da, în Guvernul României, de două ori la Ministerul Muncii și odată la Secretariatul General al Guvernului, unde trebuie să recunosc că am învățat câte ceva și acolo. În primele două stagii de participare ca demnitar, adică la Ministerul Muncii, am avut o transferabilitate de competență, pentru că eu lucrând pe ocupare și acolo am lucrat ca secretar de stat pentru dominanta aceasta de ocupare și formare profesională, care pentru mine a constituit un moment de verificare a capacității de decizie, până la ce nivel pot să decid
și încercată, dacă am cunoștințele necesare. Am constatat că am făcut față și acolo, iar la Secretariatul General al Guvernului, unde am lucrat, am lucrat pe legislație, pe relația cu Parlamentul, am învățat și acolo niște lucruri care nu le știam, dar prin relația cu partea tehnică a Guvernului am reușit să fac față și să îndeplinesc misiunea pe mandatul pe care l-am executat. Aici, dacă se pune întrebarea ce fac aici, vedeți dumneavoastră, m-am format în timp și pe dominanta de administrație. Am două mastere, unul pe politici publice și administrație publică și altul pe guvernare modernă și administrație locală. Cred că al doilea a fost mult mai bun pentru specializarea mea, pentru dobândirea unor competențe directe în această relație cu cetățeanul. Pe undeva există în momentul de față o preocupare să văd dacă ceea ce am învățat pot să aplic. Vorba de o încercare de a mă verifica pe mine, în primul rând, dacă pot să fac față. Nu constat că ar fi foarte greu în această instituție, dar are foarte multe probleme, unele care depășesc gradul de rezolvare al nivelului meu în care mă pot implica, dar nu nerezolvabile. Deci nu consider că există o anumită problemă care nu se poate rezolva, ci consider că există probleme nerezolvate și prin mobilizarea, că asta e sarcina mea, să mobilizez un colectiv de specialiști, de oameni responsabili. Și repet, mă interesează foarte mult responsabilizarea omului, a fiecărui coleg, pe dominanta lui de pricepere. Pentru că dacă nu se responsabilizează el, trebuie să responsabilizăm pe altul. Categoric. Gradul de conștientizare a responsabilității stă în mâna managerului. Adică respectiva prefectului. De asta vreau să continui cu următoarea întrebare. Dacă contează cât de profesionist este prefectul, este reprezentantul guvernului până la urmă în teritoriul, cât contează capacitatea lui de a controla, de a dirija tot ceea ce se întâmplă într-un județ prin oamenii pe care i-are în subordine. Bine. Că aceiași oameni, scuzați-mă, domnule prefect, aceiași oameni pe care i-a văzut dumneavoastră în prefectură, aici au fost și cu fostul prefect. Și iată că dumneavoastră ați preluat niște probleme care nu au fost rezolvate în perioada asta. Bine, o structură, oricare ar fi ea, fără dimensiune de conducere, nu lucrează, cred eu, la parametrii de normalitate. Trebuie să existe în fiecare organism de lucru. Conducerea ar fi bine să fie cât de cât specializată pe domeniul condus. Adică, pe mine m-ar fi interesat ca toate instituțiile care depind de noi, descentralizatele care depind de noi, să aibă la conducere oameni din mijlocul celor care lucrează acolo, ca să cunoască, să se integreze, să se implice imediat în rezolvarea situațiilor. Vă dați seama, dacă vine unul din altă parte, până în față trebuie să-l dăm afară, că în general conducătorul se schimbă. Cam așa se întâmplă, da. Pentru mine, exercițiul acesta de a vedea că în anumite unități, la Vâlcea, conduc oameni care nu sunt de specialitate, nu există. La prima vedere, conducătorii de unități ale subordonate sau coordonate de prefectură fac față acestui criteriu de evaluare că provin din mediul care îl conduc. Este foarte important, după părerea mea, să existe oameni specialiști la cârma oricărei instituții. Și aici vreau să vă zic, exercițiul contează foarte mult. De exemplu, exercițiul meu pentru conducerea prefecturii, dacă n-aș fi avut cât de cât o legătură permanentă de ani de zile cu oamenii din prefectură, în baza faptului că noi am fost subordonații prefecturii, n-aș fi cunoscut personalul prefecturii, n-aș fi putut să intru imediat în problemele de coordonare, de decizie, de administrare a acestei instituții, care este practic prima instituție a județului și este reprezentantul guvernului în teritoriu. Cum vă înțelegeți cu subprefectul? Foarte bine mă înțeleg cu subprefectul, pentru că subprefectul a lucrat cu mine o perioadă de timp,
când eram la direcția muncii amândoi și e și normal și oricât s-ar fi înțeles cineva de rău cu alții, cu mine tot trebuia să se înțeleagă bine pentru că am un grad de comunicare mai deosebit și mai pragmatic, cred eu. Eu nu am venit să conflictualizez o relație și mai ales prietenii. Deci cu doamna care este prefectă acum am avut o relație profesională deosebită în momentul în care lucram amândoi la direcția muncii și dânsa după aia a fost directoare sau inspector șef la ITM, a avut niște funcții și a aprobat competența pe diferite relații cu cetățenii și nu facem altceva decât să continuăm ce am învățat amândoi. În momentul de față, cred că este cea mai tare echipă de conducere a prefecturii și de relație cu celelalte structuri care sunt foarte importante. E vorba de Consiliul Județean, unde domnul Câlea este un prieten vechi al meu, iar eu am fost propus ca secretar de stat de dânsul. Deci e o relație care vine din spate și vine pe o structură bine gândită, probabil de dânsul sau de mine mai puțin, că eu am fost promovat, propus, nu am cerut. Și aici, tot așa, am fost propus de mai multe conjuncturi, după câte am înțeles, pentru că eu m-am trezit dintr-o dată prefect al Vâlcii, fără prea multă informare din urmă. Dar în viață am respectat deciziile altora vis-a-vis de implicarea mea și n-am zis niciodată nu în momentul în care mi s-a oferit o funcție, o responsabilitate, indiferent care a fost ea, m-am gândit foarte puțin și am zis foarte repede da. Asta probabil a dat o dimensiune pozitivă implicării mele. Asta înseamnă că dumneavoastră sunteți un om hotărât și știți ce pregătiți să fac pregătiți. Pe ceva. Nu da. Sunt cel care zic, mai stai să vedem, să nu știu ce, să întreb și pe nevasta. Exact. Am întrebat-o după ce m-au numit. Și am spus, ești de acord și bineînțeles ce a trebuit să zic și ea că e de acord dacă am apucat să zic eu înainte. Sigur că da. Dacă e vorba să întreb pe cineva, singurul om care l-am întrebat în viață, înainte de a face un pas, considerându-l că are o experiență mai mare decât mine și că trebuie să-l întreb, a fost tata. O întrebam și pe mama, dar nu mai trăiește. Și vreau să vă zic că n-am greșit, pentru că am avut părinți deosebiți care m-au făcut... Au fost cadre didactici, au fost oameni care au format... Care au format și, elevi, în primul rând, pe mine, sigur că fiind da. Apropiat de ei, e și normal, cel mai apropiat e forma cât de cât și să codul se, genetic să s-a transmis. Da, da. Împrumute niște comportamente care sunt pozitive. E, nu cred că sunt total curat, știți, și faptul ăsta, că nu sunt total și sunt singur, că sunt, mi-ar da o anumită depărtare de realitate în momentul în care aș conștientiza că sunt, domne, ceva, un model. Sunt și eu om ca oricare care a trecut prin viață într-un anumit fel, a încercat să integreze într-un mod comun, nu de excepție, să facă față la solicitările care i-au fost cerute din partea societății sau profesiei și sincer să fiu că dacă cineva m-ar pune acum să o iau la început, aș face tot cam ce am făcut. Nu am să-mi reproșez situații deosebite, sau chiar dacă au fost deosebite, le-aș repeta să văd în ce formă le-aș mai rezolva acum. Dacă aș avea aceeași modalitate de rezolvare sau ar trebui să mă restructurez în baza experienței dobândite. Și cred că multe s-ar mai modifica, dar nu esențial. Am avut noroc, mare noroc, că am fost inspirat în aceste decizii și în aceste de modalități de adaptare la societate, nu numai de la tata. Am învățat de la toată lumea cu care am vorbit. Și să știți că am avut multe de învățat de la oameni considerați că n-ar putea să spună nimic. De aceea cred că gradul ăsta de confort al unui conducător este, în primul rând, vine de undeva de la ascultare. Ascultarea cetățeanului, să vezi ce poate să spună, ce vrea să spună, să reperezi ce mesaj îți dă. Și orice om care vine să vorbească cu tine, vine și arată ce a făcut el mai bine. Nu vine să se laude cu ce a greșit. Și atunci, automat, de la fiecare iei foarte mult bine și îți îmbogățești experiența ta, fără să citești,
fără să faci un efort deosebit. Preiei comportamente pozitive într-un timp foarte scurt. Vreau să vă mai spun că un secret, nu e secret, ci o mare doză de formare a mea au fost delegații de ieșirea în lume. Am văzut aproape toată lumea în delegații și unde nu m-am dus după cumpărături, m-am dus să văd ceea ce țările respective au diferit de noi și ce poate fi transferabil în România. Am încercat prin relațiile cu colegii să împrumutăm acele comportamente de competență pe care le-am dobândit ocazia efortului național, că am fost trimis în delegație de statul român, nu m-am dus pe banii mei. S-ar fi dus mulți în locul meu și poate făceau și treabă mai bună. Nu cred că eu am fost cel mai bun reprezentant trimis acolo, dar pentru mine formarea profesională, formarea în administrație, formarea ca om care trăiește într-un mediu social, a avut o mare bază și în aceste deplasări și împrumutări de comportamente ale statelor dezvoltate și mai ales din punct de vedere caracterial și al viziunii de perspectivă, avem noi multe de învățat de la ei, dar problema ascultării e esențială. Trebuie să-i lași să te întrebe, să te chestioneze și trebuie să-i asculți că fiecare, spune numai lucrurile bune care le-a făcut. E tentat să arate ce a făcut bun. Și a lucrat o viață întreagă și spune-ți într-o jumătate de oră. E o experiență extraordinară de comunicare. Și comunicarea este obiectivul de bază al omului și cred eu că dacă nu comunicăm, pierdem o mare favoare a vieții de a te documenta prin comunicare. Și de la oricine poți afla câte ceva. Prefect, aș vrea să vă pun o întrebare puțin mai delicată. Ce defecte v-ar găsi dușmanii dumneavoastră? Că na, toți avem dușmani, toți avem cel puțin, cum să vă zic, adversari politici. Ce defecte v-ar găsi? Ce ar zice despre dumneavoastră? Eu cred că nu sunt atât de mulți, dar dacă am putea să-i determinăm, să-i întrebăm pe ei, ne-ar fi foarte ușor. Și aș încerca să mă corectez și conform formulele lor de constatare, formulei lor de deci constatare. Deci până acum a fărut nu-i mic, nicio cărcotelă. Așa, din culisă, fiecare încearcă să te înțepe, să te mai dar față niciodată. Dar cred eu că la nivelul ăsta de conflict, nu am supărat pe nimeni. Sunt supărați unii oameni care au o structură din asta destructivă și ar vrea ca unii să fie ca ei. Nu, nu ești ca mine, nu ești bun. Nu? Care încearcă să tergiverseze o acțiune, să încurce pe alții. Deci sunt oameni din ăștia. Vorbeam de adversari politici, domnule. Adversari politici nu prea am, că sincer să fiu, că n-am prea făcut politică. Eu nu sunt un om cu o carieră politică evidentă, care să fi făcut politică cu adevărat, să fi intrat în campanie și așa mai departe, știe toată vâlcea și confortul ca și prefect, care reprezintă cumva administrarea județului și nu politizarea județului, mi-l dă această funcție. Deci eu nu sunt un om politic. Prin funcție nu sunt politic. Eu trebuie să deconflictualizez aceste relații politice care se nasc în virtutea unor relații de partid, ale diferiților lideri de partid, să încerc să iau ce e bun de la fiecare lider și constructiv pentru comunitate. Și vreau să vă spun că ăsta este confortul principal pe care mi-l dă funcția și asta am vrut și asta am dobândit. Pentru că nu am o implicare politică. Din capul locului și la ultima ședință care am avut-o lung cu ministrul nostru, care viceprim-ministru Oprea, care este un om de carieră ministru, a fost de 9 ori ministru, a fost în multe guverne și a fost, este un militar, un om care are structurat foarte bine modalitatea de comunicare decizională. Adică nu vorbește mult, face mult și a făcut mult, dovada că a rămas în diferite echipe guvernamentale ca un om care a făcut câte ceva și pe care s-a pus baza până la urmă. L-au reluat pentru că a avut o prestație bună. Asta e logica simplă. Acum la nivelul acesta.
Nouă ne-a spus, domnule, dumneavoastră, ca prefect, vă vedeți de problemele pe care le aveți în procedurile dumneavoastră. Cea mai importantă problemă e respectarea legii și fiți harnici, puneți mâna și munciți. Obligați-i și pe cei care sunt sub dumneavoastră să muncească la fel ca dumneavoastră. Ăsta e mesajul meu, nu vorbește domnul Oprea decât două minute sau o jumătate de minut. Deci transmiteți sarcini. Mai mult nu vreau să... Nu intrăm în amănunte. Văd că știți mai bine decât mine. Domnule prefect, se fac alegeri la Râmnicu Vâlcea, la primărie? Deocamdată nu e hotărâtă această acțiune. Bine, nu e hotărâtă pentru că sunt alegerile europarlamentare și trebuie să se ocupă. Avem alegerile europarlamentare. Și sunt 90 de zile la dispoziție ca să fie... Eu aș zice că e bine să ne gândim mai mult, mai bine, pentru a selecta un om care va conduce primăria, un om care are și practică vis-a-vis de conducerea primăriei Vâlcea, pentru că eu nu fac analize din acestea de anchetă, dar cine au făcut, au făcut și au decis și sunt responsabili pentru ce au făcut. Ne interesează ca de aici încolo primăria Vâlcea să fie condusă de un primar care să aibă multă răbdare pentru vâlceni, să-i asculte, care să facă lucruri care să continue o anumită modalitate de lucru care s-a făcut la primărie și s-a dovedit a fi eficientă. Pentru că primăria a muncit mult. Da, să continue mult. Proiectele. Și proiectele trebuie derulate fără să aibă pauze și să fie să lucreze în continuare. Eu cred că sunt destui oameni la Vâlcea care să poată să dezvolte aceste începuturi ale unor primari și mă gândesc numai la lucrurile bune făcute de primar, nu mă interesează aspecte din acestea care au fost negative și sunt negative în comportamentul fiecăruia dintre noi. Trebuie să acceptăm treaba asta să nu fie esențial negative. Este foarte important că atunci când sunt esențial negative, sunt împotriva legii. Și legea ne sancționează pe toți. Trebuie să avem echilibru și competența necesară pentru a face ceea ce, din punct de vedere tehnic și politic și administrativ, suntem îndreptățiți să facem în posturile de conducere, că sunt posturi de conducere. Domnule prefect, o altă întrebare tot delicată. Sunteți râmnician, cunoașteți foarte bine toți primarii de la Revoluție încoace. Ați putea să dați un exemplu de primar care a reușit să aducă și fonduri necesare în Râmnicu Vâlcea, pentru îmbunătățirea structurii, pentru îmbunătățirea tuturor obiectivelor. Ce ziceți? Sunt cam mulți pe care să-i dau de exemplu sigur, din punctul ăsta de probleme. Vedere și vreau să vă zic că sunt foarte puțini care n-au făcut un lucru, care n-au introdus apă, n-au introdus canalizare în comune, care n-au făcut proiecte europene. Sunt foarte puțini. Și noi am găsit pe ăștia, dar vă spun că cu altă ocazie, deci am fost ieri, am vizitat 8 comune dintr-o zonă și am constatat în primul rând că au făcut multe lucruri de care nu știam. În primul rând s-au ocupat de amenajarea spațiilor care le sunt sub conducere, adică spațiile publice. Da. De asemenea, de ceea ce de confortul ăsta către comunitate, vis-a-vis de strângerea gunoaielor, de amenajarea albilor râurilor. Și probleme din acestea de ecologie, care pe mine m-a interesat în mod deosebit, și de dezvoltare durabilă. Dacă ceva am învățat în structurile de formare ale mele, și anume în masterile acestea, m-a interesat dezvoltarea durabilă în mod special și încercarea de a armoniza societatea în așa fel încât ea, ca și punct esențial, să pornească de la ecologie. Ecologia agriculturii, a produselor care vor fi consumate de comunitate, ecologia creșterii animalelor, ecologia păstrării pământului, aerului și apei curate. Că dacă avem aceste elemente care sunt esențiale în
garantarea sănătății și securității omului, e și normal că omul va avea un mediu armonios în care să trăiască și va putea să fie în primul rând sănătos și apt de a-și întrebuința energia fizică și psihică în dezvoltarea societății, comunității, a relației acestea interumane care trebuie să creeze și să fie armonioase. Domnule prefect, știu că la noi la Olt există o problemă cu trecem dintr-o parte în alta, pentru că tot ați ajuns în zonele rurale. Este vorba de acea ordonanță de guvern privind concesionarea izlazurilor. Primarii v-au pus anumite probleme, v-au întrebat cum ar fi mai bine să facă, pentru că unii, cel puțin la noi, știu că sunt foarte multe probleme de genul ăsta. Unii vor de în altă parte să vinde în alte localități sau de nu știu de unde, să concesioneze terenul într-o altă localitate. Alții nu au încredere în președintele de asociație. Zice, domnule, dacă facem o asociație, banii de la API ia președintele și împarte cu ăștia pe aici. V-au spus ceva, v-au relatat domnului primar? Deocamdată e la început, dar totuși au venit din anumite zone, în general din zonele de munte, de munte mai precis, pentru a ne solicita și punctul de vedere vis-a-vis de contractualitate. Deci poziția mea este clară și vis-a-vis de toți primarii și am transmis-o oficial. Este de a respecta legea. În aceste licitații care se fac vis-a-vis de trebuințarea pășunilor pentru păstorit și darea în folosință către cineva care are... O asociație agricolă de crescători de animale. Domnule prefect, stați așa un pic, că există o problemă. De exemplu, vă dau un exemplu, la Corabia. Au făcut în așa fel încât terenul izlazul să fie scos din această denumire izlaz, să-l pună teren cu neproductiv, așa, și l-au vândut, deci nu concesionat, nu dat în arendă, pe, nu știu, niște bani foarte puțini, nici nu mi-am amintesc. Bine, sper să nu le dați o dimensiune de... Nu, de comportament să instrui și pe aimii, așa că la curat. Eu n-am sesizat comportamente din astea la primar și aș vrea să nu împrumute comportamente negative, să facă ceea ce e legal. Pentru că atâta timp cât eu voi fi aici, o zi, două, nouă, o săptămână, o lună, nu voi tolera cuiva să nu aplice legea. Deci nu, ăla nu va fi prietenul meu și eu cred că voi avea și am un grad de comunicare și de prietenie cu toți primarii, Nu mă interesează ce spectru politic vin. Dar eu am avut o legătură directă prin instituția de unde vin și am ajutat necondiționat. Și cred că asta este baza prin care am reușit o colaborare, o comunicare directă, sinceră și eficientă cu ei și în relațiile mele directe cu primarii, de acum încolo, le tot aduc aminte de relația care am avut-o și să nu încalce principiile de relație cu mine. Da. Să nu le încalce, că eu nu le încalc. Dacă ei sunt la fel de prompți, de devotați vis-a-vis de ce ne propune să facem, vor fi prietenii mei, altfel nu. Domnule prefect, noi vă mulțumim că ați fost amabil și ne-ați răspuns întrebărilor noastre. Sper să mai venim pe la dumneavoastră și să vedem ce mai faceți. Și cum apreciază primarii faptul că dumneavoastră sunteți sincer cu ei și la rândul lor trebuie să fie. Vă mulțumesc și eu și cred că atunci când o să veniți, o să găsiți mai bine decât acum. Sigur. Așa sper. Dacă nu... Lucrurile sancționabile le punem și în fața presei ca de comun acord cu dumneavoastră să dăm o notă de pozitivism și de transparență, cunoaștere în ceea ce vrem să facem. Da. Că trebuie să știe toată lumea. Încă o dată vă mulțumim, domnule prefect, și numai bine. Bun, și să aveți succes! Mulțumesc!